Domnilor, domnilor, suntem la a șaptea ediție a concursului Robot Challenge. Spuneam atunci la prima ediție că o să facem istorie. Iată că facem istorie. Sper să vă placă noua locație. Am insistat să fim aici ca să simțim că și această clădire e tot a noastră. Și chiar dacă nu avem chiar așa de multă audiență cum suntem obișnuiți, sper ca lumea să se obișnuiască și cu această clădire, care pentru noi se numește Centrul de Conferințe și Biblioteca Universității Politehnice. Aș vrea să vă simțiți și aici ca acasă, așa cum ne simțim și la lume. Doamnelor, domnilor, sunt mândru și sunt onorat să deschid și această ediție. Pentru noi este extrem de important că am reușit să menținem la acest nivel, zic eu, important concursul studențesc Robot Challenge. Eu vă urez succes tuturor candidaților, vă urez celor care îi privim doar să ne abuzăm și să ne simțim bine și succes ca concurenților încă o dată. Mulțumesc mult! Și începe primul meci între Wolf și Bender. A fost un meci foarte scurt. Primul meci este câștigat de Wolf. Ne pregătim pentru al doilea meci din trei, între Wolf și Bender. Thank you.
Pare că avem unul egal. Robotul câștigător este Flex V1. În curând va începe meciul între Bullet și Brutus. Începe meciul între Bullet și Brutus. Și avem 1-0 pentru Bullet. Se pare că Bullet joacă foarte agresiv. Începe al doilea meci între Bullet și Brutus. Se pare că Bullet a fost la fel de agresiv și este câștigător. Și începe al doilea meci între Bullet și Flex. Bullet joacă la fel de agresiv și este câștigător. Avem egalitate. Se pare că va urma un meci decisiv. Ok, am dat cu mâna. Începe al treilea meci între Bullet și Flex. Și câștigă Bullet. Începe al doilea meci între Brutus și Flex V1. Prima rundă fiind câștigată de Flex V1. Se pare că și a doua rundă este câștigată tot de Flex V1, care este și câștigător. Felicitări! Locul 2, la proba de fotbal. Popescu Luța Mihela. Nu trec mai departe, până nu-i aplaudați mai puternic, cred că merită. Și nu doar voi între voi, și ce? Gașpar Adrian Ionut. Brato Adelina. Alexandru Ovidiu Marius. În absență. Roșca Teodor, în absență. Și Nichifor Laura Maria. Și Gabriela Vicu. Felicitări! Echipa Flex, veniți aici, că deja e complicat să vă spun pe toți. Vă dau diplomele, vi le împărțiți voi. Ok? După. Da, puneți ce în spate în spate. Da, da? Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Oh,
Lasă, lasă, nu-ți. Hai, 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 unde? Nazăriva. Hai, mă. Lasă, 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 lasă. Hai. Hai, să mai facem. Mai facem pe tine, dar mai Hai, hai, hai! Pentru robotul Bullet, dacă mi-amintesc eu bine.
Francis. Now to Hoyt. Oltan Mihai. Pușcaș Alexandru. Și Avram Claudiu, felicitări. Găsiți-vă un loc. Unde vreți voi. Și câștigătorul etapei locale, proba Mega Sumo, locul întâi, se duce către roboțelul Wolf. L-a întrecut pe Flex, a fost mai șmecher, l-a spus mai bun de asta dată. Și tot echipa Flex. Felicitări! Poftim! Și premiile cineva, haideți că să spun și diplomele să le ia cineva. Și acum vă strângeți puțin ca să facem o fotografie.